Bună, Leu, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 15-21 mai. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te invit la o analiză cu mai multe detalii în comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei lei, săptămâna vine cu un sfârșit pentru voi, cu o eliberare dintr-o situație neplăcută care a fost până acum. Poate să fie un sfârșit pe care voi îl inițiați. Săptămâna este destul de aglomerată pentru voi în prima parte, însă e acel moment în care vă curățați viața, pur și simplu. Mai mult decât atât, Mercur intră în mers direct, ceea ce înseamnă că începeți să vedeți lucrurile mai clar privind cariera voastră, reputația voastră, se îmbunătățește comunicarea cu partenerul de viață sau cu șeful, cu persoanele importante din viața ta. În sfârșit se mai clarifică acele probleme chiar legate de zona instituțiilor publice, deci, cu siguranță dacă mergi să rezolvi ceva, nu mai prinzi rând, se rezolvă lucrurile mai rapid. Jupiter intră în Taur și asta e extrem de benefic pentru tine, pentru că te ajută foarte mult să crești din punct de vedere profesional. Relația ta de cuplu poate să meargă la un alt nivel, poți să ai parte de o bucurie printr-un copil sau de o creștere printr-o persoană dragă ție. Vom vedea lei care vor alege să-și urmărească acea pasiune din care să și câștige bani și este un an începând cu 16 mai, deci cam aproximativ un an de zile, în care tu pur și simplu vei înflori din punct de vedere profesional. Deci dacă vrei să faci ceva cu viața ta, acum e momentul, tot înainte, însă e cu multă muncă. Poți să avansezi sau poți să faci ceva pe cont propriu. Însă, uite că săptămâna vine și cu niște conflicte în relația cu partenerul de viață. Niște conflicte legate de zona actelor, dar e ceva legat de casă pentru unii dintre voi. Aveți ceva de rezolvat acolo. Sunt tot felul de situații ciudate care apar, poate chiar în relația cu șeful. Da? Eu v-am spus că vă aduce, însă clar trebuie să treceți prin niște schimbări, că situația în care sunteți probabil nu vă este favorabilă. Norocul pentru tine vine din zona străinătății, norocul pentru tine vine din zona studiilor superioare, deci uite, dacă apar probleme legale, încearcă să apelezi la o persoană specialistă pe domeniul respectiv, un avocat sau, dacă e vorba de altceva, cere părerea unei persoane avizate. Așa cum spuneam, apar responsabilități, dragii lei, în această săptămână, dar ele nu sunt negative. Da? Nu sunt negative, sunt situații limită în fața cărora veți fi puși, dar pe care le veți depăși extraordinar de bine. Reușești în sfârșit să negociezi ceva, reușești în sfârșit să-ți organizezi mult mai bine activitățile pe care le ai de făcut. Și interesant este că avem o lună nouă în semnul Taurului pe 19 mai. Asta înseamnă pentru tine un nou început din punct de vedere profesional. Este un nou început puternic, intens, un nou statut, fie devii părinte sau devii bunic, bunică. Pentru alți lei este vorba despre un nou loc de muncă, despre o nouă imagine a ta în fața lumii. Pot apărea noutăți plăcute legate de viața ta profesională. Alți lei, nu știu, vă căsătoriți, vă despărțiți, deci vi se schimbă statutul. Noutăți extrem de interesante, ai foarte multă susținere pe casă, pe familie și indiferent ce începi, e ceva care pentru tine are o bază extraordinar de stabilă și asta e vital, clar, în orice situație. Marte intră în semnul tău undeva spre weekend și asta înseamnă că îți crește energia, vei dori să te afirmi, să spui lucrurilor pe nume, vezi că apar tensiuni în relația cu partenerul, în relațiile cu ceilalți în acest weekend, pentru că tu ai stat într-o perioadă așa cumva deoparte, ai meditat, nu te-ai implicat și acum gata, începi și spui lucrurilor pe nume. Un bărbat te poate ajuta foarte mult, pe care îl poți cunoaște într-un grup de oameni. Pentru doamne, da, puteți să cunoașteți pe cineva, dar vedeți că e important foarte mult să socializați, să ieșiți din casă. Că dacă stați în casă, vă garantez eu că nu apare nimeni. Eventual pe internet să spun că
apare cineva, un prieten care, nu știu, vă poate ajuta. Pentru alții ei, este un moment în care vă impuneți în fața celorlalți și astfel veți găsi persoana potrivită care să vă ajute într-un proiect sau într-o situație, în ceva ce vreți voi să faceți. Și văd și niște planuri pe care vi le puteți face spre final de săptămână împreună cu un prieten sau împreună cu o persoană dragă vouă. Cam atât în mare parte. Hai să vedem și arhanghelii ce transmit, ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână. Ce îți spun arhanghelii? Hai să vedem. Discernământul spiritual. Acesta este mesajul pentru tine. Așa cum spuneam, în această săptămână tu vei alege binele de rău. Îți vei da seama ce e bine și ce e rău pentru tine. Numerele importante: 3, 8, 11, 2, 38. Culorile importante: albastru, verde, argintiu, non-culoarea alb. Simt aici să-ți spun că există o foarte mare șansă să afli un adevăr. Este un adevăr eliberator pentru tine. Arhanghelul Raziel este cel care îți oferă un dar. Te ajut să discerni binele de rău. Protejezi tradițiile spirituale autentice de agresiunea celor răi. Îți revelezi tainele exorcizării și alungării entităților negative, precum și misterul alchimizării și transformării profunde a aspectelor inferioare din ființa ta. Deci în această săptămână tu te vei transforma, vei spune lucrurilor pe nume, vei avea curajul să îți faci ordine, să ai parte de o mai mare claritate în viața ta. Se ia o decizie importantă. Hai să vedem, dragii lei, și tarotul ce transmite, ce trebuie să cunoașteți pentru această săptămână. Care sunt mesajele? Simt că e cineva sau e ceva acolo care vă ține pe loc, e ceva ce nu e ok și gata, se rezolvă povestea. Avem Eremitul, prima carte pentru tine, Justiția, 3 de spade, Marele Preot, 2 de cupe, Diavolul și Regina de cupe, Regele de monede, Asul de cupe. O legătură pentru unii cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. O nouă emoție pe care tu o poți trăi la muncă sau poate să fie vorba despre o nouă persoană care apare în viața ta și aici poate să fie vorba despre un prieten sau o persoană foarte dragă ție. Poate avea parte de un nou început, de o noutate plăcută. Eremitul, avem o legătură cu zodia Fecioară. Văd o abordare matură în cadrul relațiilor în această perioadă, însă văd pe de o parte și o lipsă de comunicare sau o lipsă de atracție, o lipsă de pasiune pentru alții dintre voi. Analizați foarte intens ceva anume. Unii puteți să fiți prinși împreună cu cineva într-o activitate și să vă concentrați doar pe așa ceva. Marele Preot, la baza manifestărilor tale, o legătură cu zodia Taur. Pentru unii dintre voi, semnezi un contract, ghidezi pe cineva, ajuți pe cineva în această săptămână. Planul spiritual este foarte important, dar e importantă partea practică a lucrurilor. Da? Degeaba faci meditația, degeaba faci ritualul, dacă nu începi să pui și în practică proiectul respectiv. Da? Dacă nu începi să și lucrezi la situația respectivă. Pentru unii, o relație de cuplu poate părea importantă sau un angajament pe care vi l-ați luat. 3 de spade în inima ta. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine în legătură cu partenerul, în legătură cu cineva din familie, cu un prieten. În mintea ta, justiția, o legătură cu zodia Balanță. Văd aici o decizie importantă pe care tu o iei. Văd faptul că reușești să rezolvi ceva foarte important legat de acte sau reușești să ajuți o persoană în legătură cu o problemă, dar îmi mențin ideea că e o săptămână în care vei vedea lucrurile extraordinar de clar și cu siguranță vei vedea anumite persoane din jurul tău cu alți ochi.
Doi de cupe avem aici, o întâlnire cu o persoană dragă ție, cineva care dorește să te revadă, însă văd aici și cineva care se află într-o relație. Simt că ai legătură cu cineva care este dependent de tine din punct de vedere emoțional. Arcana majoră, diavolul, aici, o legătură cu un capricorn pentru unii dintre voi, nu este valabil pentru toți. În perioada asta, atenție, pentru că e cineva aici care pur și simplu este dependent de tine dintr-un anumit punct de vedere sau poate avea niște probleme persoana asta de altă natură. E cineva căruia îi place foarte mult să manipuleze. Este o persoană care este foarte atașată de planul material, de planul fizic. Da? Poate e cineva care îți pregătește ceva, poate e o persoană care se simte trădată sau se simte mințită. Regina de cupe, ultima carte, o legătură cu zodii de apă pentru unii dintre voi, rac, scorpion sau pești. Cineva te vede ca pe o posibilitate de vindecare. Regina de cupe îmi spune mie despre faptul că poți intra în contact cu tot felul de persoane mai sensibile în această săptămână, din punct de vedere profesional. Însă văd că, uite, poți să și rezolvi o problemă medicală pentru unii dintre voi. Deci dacă aveți de rezolvat ceva, e o săptămână foarte bună pentru a face astfel de lucruri. Dragii mei, lei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit să apeși butonul Alătură-te și acolo ai toate detaliile cum anume să devii membru în comunitate. De asemenea, te invit la previziunile zilnice pe zodii, la previziunile pentru anul 2023, dar și la previziunile pentru luna mai, pentru că mai urmează să știi evenimente foarte puternice pentru tine. Te invit să apeși butonul abonează-te, să apeși butonul de like, să lași un comentariu dacă simți nevoia. Mulțumesc că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă în care să reușești să-ți clarifici cât mai multe probleme.